Bună, domnilor și domnilor, astăzi avem o temă foarte importantă. Numele meu este Gabriel Ursescu, membru al Partidului Verde și când mai am timp fac și activist și îl avem alături de noi și pe Oleg. Oleg este un jurnalist originar din Republica Moldova. S-a stabilit la București și nu poate să stea liniștit, așa că își continuă activitatea lui, atât civică și mai nou, de ceva vreme și politică, alături de Partidul Verde. Verde în față este o platformă de comunicare politico-civică, deci suntem deschiși la tot felul de subiecte și colaborări cu care suntem, cu acele persoane sau entități cu care suntem pe aceeași undă. Rog frumos să ne contactați. Avem astăzi de o emisiune deschisă. Oricine poate să intre, dar tema de astăzi este 10 august, justiția și legile electorale. Primul venit, primul servit. Care doriți, rog frumos să cereți acest lucru. De fapt, am să și postez linkul la care dumneavoastră puteți intra. Haideți să vedem. Sper să meargă. Cu condiția ca să-mi dați prietenie, să zic așa. Căutați Gabriel Ursescu profil și haideți să intrăm în direct pe temele de interes. Dar până când reușim să intrăm cu cineva dintre voi, am să fac un dialog cu Oleg. Oleg, se apropie 10 august. Eu știu că există foarte mult interes în jurul acestei dăți, fiindcă este o dată care o să rămână în istorie. Cum vezi tu 10 august și ceea ce s-a întâmplat cu justiția în ultimele zile? 10 august e cea mai recentă întâmplare din spațiul public românesc în care forțele de ordine au avut o intervenție abuzivă, nejustificată, violentă împotriva unor protestatari, în mare parte pașnici. Nu neg că au fost și unii provocatori care aruncau la început cu sticle de plastic, după aceea trăgeau de garduri, după aceea încercau să provoace jandarmii și ce scutieri mai erau pe acolo. Nu neg că erau și din ăștia. Eu eram acolo, nu știu dacă erai și tu, Gabi, dar cum era un meeting organizat de diaspora, e foarte posibil că erai și tu. Dar folosirea forței a fost total disproporționată, nejustificată și mai grav de atât, e inexplicabilă nimic facerea organelor de anchetă, din jandarmerie, din poliție, din procuratură și după aceea faptul că după 2 ani dosarul încă nu a ajuns într-o instanță de judecată. Asta trădează o birocrație și o impotență, dacă nu cumva incompetență și corupție a organelor de drept. Asta compromite justiția românească, pentru care am ieșit de atâtea ori în stradă să o apărăm, dar apăram independența, nu neapărat pe magistrați, și care justiția românească devenise celebră după ce câțiva, nu știu, foști miniștri, ex-prim-ministru, deputați, chiar fostul președinte al Camerei Deputaților au intrat la pușcărie. Deci se vorbea de bine, ca de un caz fericit despre justiția românească trezită din amorțire, dar iată că n-a putut să facă dreptate în cazuri de maximă importanță. Dosarul Revoluției, dosarul Mineriadei și mai nou ăsta din 10 august. Cam așa se întâmplă și dincolo de Prut. Noi avem o altă durere și o altă cifră reper, jalon. E aprilie 2009, 7 aprilie, dar violențele s-au întâmplat și pe 6 seara și pe 8 aprilie. Și din 2009, iată, 11 ani, nu s-a făcut dreptate. Niciunul dintre torționari, dintre abuzatori, nu au intrat după gratii.
iar dintre oameni au murit, cum au murit din 10 august la câteva zile câțiva oameni gazați sau bătuți cu bastoane. Tot așa, în aprilie 2009, unii au murit chiar atunci, au fost aduși morți la inspectoratul de, la spitalul de urgență din Chișinău. Alții au fost găsiți după aceea, spânzurați, au înnecat și zicea că a fost un incident, un accident, un suicid. Când, de fapt, oamenii i-au văzut pe acei tineri morți, îi văzuseră la protestul din ajun, nu mai spun de câte fete au fost violate, abuzate de către oameni în civil, despre care se știe sigur că erau fie polițiști, fie carabinieri, fie din serviciile cele speciale, Scut, Fulger, cine mai opera pe la Chișinău. Deci iată, se demonstrează că pe ambele maluri de Prut avem niște regimuri certate cu legile, cu normele democratice, niște regimuri aproape mafiote. Suntem numai buni de unit, doar că dispoziția de unire e cam departe. Acum, pentru campania electorală prezidențială de dincolo de Prut, sunt cel puțin doi candidați unioniști. Dacă poți să imaginezi, altă dată nu se vorbea aproape deloc de unire, dar acum e o inflație de partide și de politicieni unioniști. Totuși, intenția de vot pentru idei unioniste în stânga Prutului e foarte slabă, maxim un sfert din electorat. Asta din cauza propagandei, din cauza manipulării, din cauza dominației informatice rusești. Din coace, iată, n-avem cizmă ocupațională sau, cum se zice, armată de ocupație, ne asupresc ai noștri, cu nume Iescu, de-ai noștri, nu? Procurorii sunt de-ai noștri, polițiștii, zandarmii sunt de-ai noștri, acolo măcar putem da vina pe străini, pe influențe externe, pe mâna Moscovei, pe mâna Rusiei, din coace rău ne-l fac ai noștri. Și se pare că suntem obligați de evenimente să vorbim și despre explozia de ieri de la Beirut, unde se pare că chimicalele, zecile, miile de tone de chimicale au fost duse cu vreo 7 ani în urmă de o navă cu echipaj ucrainean și patron rusesc, dar cu pavilion moldovenesc. Ca să vă dați seama, Republica Moldova n-are ieșire la mare, decât vreo 250 de metri la Giurgiulești, acolo la Dunăre, și are un port construit de comuniști acum câțiva ani. Dar are administrație navală și acordă pentru bani, pentru șpagă, acordă pavilioane cui vrei, inclusiv unor nave care au datorii sau care au deficiențe tehnice, și din motivul ăsta a fost oprit acel transport și acea navă a fost oprită la Beirut. Și iată, transportul cel al lor, care era destinat Mozambicului și venea din Georgia, a devenit o bombă cu ceas, o bombă rusească cu ceas și cu pavilion moldovenesc. Iată ce face globalizarea, dar mai ales ce face corupția, incompetența și irresponsabilitatea. Și se pare că în aceeași situație suntem și aici, acasă, în România și în Republica Moldova, mai ales în condiții de pandemie. Dacă până acum Republica Moldova era campioană, România o ia ușor din urma Republicii Moldova pe calea infecțiilor și a corupției din spitale, a irresponsabilității autorităților. Deci e timpul să se schimbe ceva. Putem încerca o schimbare de guvernare. Preferabil să nu schimbăm pe cei care au fost până mai ieri la guvernare, deci să alternăm între cele două, trei partide numite istorice, și nici cu partide care au izvorât din acele partide tot considerate istorice, să aducem partide noi, dar mă tem că e necesară și o schimbare de mentalitate, de comportament. Mă plângeam în zilele trecute că actuala guvernare nu ne-a făcut cadrul legal posibil, permisiv, ca să strângem semnături în format electronic. Ei bine, au prevăzut cel puțin autoritatea electorală permanentă o astfel de posibilitate, dar total ermetică și greu de înțeles, de interpretat din monitorul oficial. Am sunat și ei mi-au spus, întreabă autoritatea cealaltă pentru digitalizare. Am trimis un e-mail la autoritatea pentru digitalizare și nici azi n-am primit răspuns, dar ieri, iată, am văzut un partid care e în Parlament, a început să colecteze semnături online
prin permisiunea autorității electorale permanente. Primul partid, USR cu plus. Azi apare deja și Demos că face chestia asta. Colegii noștri din administrația partidului s-au interesat la ONG-ul care a obținut această permisiune și avem promisiunea că și noi de mâine sau de poimâine vom putea să colectăm semnături online și am încercat și funcționează foarte ușor. Dai datele, adresa, scanezi buletinul și mimezi semnătura ta cu mouse-ul sau cu un touchpad ceva și poftim. Să vedem dacă vor fi acceptate aceste semnături, dar e un pas enorm, adică e un pas mic pentru autoritate, pentru stat, dar e enorm pentru democrație și de prevenire a infecțiilor. Acum, pe timp de pandemie, e esențial să putem semna, poate vreodată, și vota online. Exact, un pas mic pentru o democrație mare, să zicem așa. Mie mi s-a părut foarte, foarte suspect modul cum, fiindcă este vorba de USR, ei fiind, având și bani de la stat, da? Fiind având și parlamentari acolo, având și oameni în administrație, au reușit să se miște mult mai repede, nu avem ce să comentăm aici. Partidul Verde nu este un partid nou, dar este un partid mic, încă. Și am primit un mesaj aseară de la un coleg din UK, din Marea Britanie, și mi-a atras atenție cu acest lucru. Am pus mâna pe telefon, am vorbit la secretariat și tu mi-ai confirmat că astăzi s-au dus la autoritatea electorală permanentă să vadă despre ce este vorba. Dar mi se pare modul suspect cum se pare că suntem partidele mici sunt tratate total disproporționat de multe aspecte, inclusiv de către partidele politice noi care sunt în Parlament. Deci, cum spuneam, degeaba schimbăm partidele dacă mentalitatea, comportamentul rămâne același. Ei ar trebui să facă legile atât de clare încât să nu încapă nici îndoială, nici interpretare și să nu trebuiască fiecare cetățean care vrea să candideze independent sau de la vreun partid mic să ceară explicații, interpretare de la autoritatea cutare, de la autoritatea cealaltă și mai ales să nu îi se răspundă la un e-mail oficial. Da, eu chiar personal am acționat pe plan civic împreună și cu Canada Civică și grupul Duar. Poate ne și aude și poate să intre în direct Ion din Canada și Dani Oprican. Și ei vă pot confirma că am luat inițiativa, dar am constatat că autoritatea electorală permanentă nu își dorește voci care sunt un pic mai apăsate în dezbatere publice online, fiindcă noi de fapt asta am și cerut, tocmai ca să demonstrăm că aceste lucruri foarte importante din punct de vedere al democrației trebuie să fie discutate online. De ce? Fiindcă este vorba până la urmă de o pandemie, digitalizarea este la ordinea zilei în țările din Europa. La noi s-a accelerat datorită pandemiei, că dacă nu era această pandemie, nu se făcea acest lucru. Dovadă că există autoritatea pentru digitalizarea României, culmea, tocmai legile electorale sunt lăsate la urmă. Noi am cerut ca, dau un exemplu pentru cei din diaspora, pe care îi salutăm și rog frumos distribuiți că este vorba și despre dumneavoastră și despre cei din țară și despre cei din diaspora care vor să voteze. Am cerut ca pe site-ul votstrănătate.ro să fie încă o rubrică acolo unde ca oamenii să se poată înscrie, să poată vota online sau să fie un site tot al statului român unde cetățenii din România să se poată înscrie pentru acest vot online. Îl avem pe Eugen Trift din Germania, o să intre în câteva minute. Eugen, stai acolo. Aș vrea să punctăm și 10 august, fiindcă este foarte, foarte important acest lucru și am înțeles că se anunță un protest organizat de către Diaspora pentru România. În acest an va fi un protest inedit,
și care sper totuși să atragă atenția publicului. Să sperăm că organizatorii se vor descurca astfel încât să obiectivul de a atrage atenția asupra justiției incorrecte, asupra multor aspecte legate de funcționarea autorităților să fie puse în lumină. Și noi verzii ne gândim aici din București să facem o pedalare civică pe 8 sau 9, sâmbătă sau duminică, și să legăm Parlamentul cu guvernul, cu partidele principale, să legăm așa printr-un fir ciclistic, pentru că acum pe timp de stare de alertă nu pot să faci alt fel de proteste decât așa, cu distanțare socială. Iar pe bicicletă e distanțarea socială perfectă. Și ne gândim să facem un protest legat de această aniversare revoltătoare. 2 ani de... La o roată și un ghidon distanță. Bravo, o inițiativă foarte bună. Dragilor care stați în București și care aveți, vreți să faceți inițiativă, acest tip de inițiative în țară, faceți tot posibilul ca să atrageți atenția cu referitor la diferite probleme. O să-i dăm cuvântul și colegul nostru din Germania, Eugen Trif. Exact. Eugene! Eugen! Ne auzi? Ia că am înghețat imaginea. Acum, da, vă aud. Da. Hai, spune scurt câteva lucruri și să fică. Eu încerc să fie o emisiune interactivă cu cât mai mulți invitați și acum suntem 3, dar sperăm să fim mai mulți în curând. Eugen? Să sperăm că vor mai vrea să intre și alții. Ce să spun? Legat de 10 august, nu prevăd o soluționare a dosarului prea curând. Și asta, de ce spun asta? Pentru că astăzi, de exemplu, am citit pe internet o anchetă a celor de la Recorder, în care ne spune cine este actualul ministru al afacerilor interne. După ce am citit acest material, mi-am dat cu seama că Carmen Gaz a fost înlocuită de cineva asemănător tot cu Gaz. Adică în sensul că cineva care e pus acolo la comandă pe o, nu știu, pe un favor politic, bănuiesc că ca și competențe nu-l recomandă nimica. Iar ce pot să zic? Trăgânăm dosarul de la un parchet la altul, de la o judecătorie la alta și uite așa, unii îl închid, alții îl redeschid, alții îl închid iar îl redeschid și tot așa. Va fi și ăsta trăgânat vreo 10-15 ani și deja 2 au trecut. N-avem niciun rezultat. Iar conducătorii aleși ai jandarmeriei vor ieși la pensie, vor primi pensia specială, bine meritată, pentru că au lucrat în Ministerul Afacerilor de Interne și noi vom rămâne cum am fost. Da, care crezi că este soluția, având în vedere că vin alegerile locale, fiindcă se leagă și aceste lucruri, chiar dacă noi vorbim la nivel național, dar multe lucruri încep de la nivel local. Cum vezi tu rezolvarea acestui dosar 10 august prin privința alegerilor care urmează? Cum să-l văd? Nu văd în niciun fel. Ei acum cu redeschiderea care a fost anunțată când ieri sau alaltă ieri a dosarului, încearcă doar o spălare de imagine a PNL-ului, de exemplu. Dar PNL-ul, din ce am citit tot din presă, înregimentează număr cât mai mare și cât mai mare de foști primari PSD-iști. Și la ce să ne așteptăm? Mâine poimâine mă trezesc sau mi-e frică că în decembrie sau în ianuarie, dacă în decembrie vor avea loc alegerile parlamentare,
să mă trezesc în ianuarie că vin și anunțe că au reformat USL-ul din nou. Îi vor pune poate alt nume ca să nu bată la ochi. Aici te contrazic, lasă-mă. da, aici eu te contrazic din punct de vedere personal. USL-ul trăiește, bine mersi, din punctul meu de vedere. Și doar dacă ne interesăm de ceea ce se întâmplă cu pădurile, vedem că mafia este transpartinică, nu numai vorba de PNL-PSD, ci inclusiv de PMP, fostul PD, mai bine zis, cei de la ALDE care au rămas sub aripa Tăriceanu sau cei de la PSD deghizați în pro-România. Deci eu consider că aceste alianțe merg bine, bine, mersi. Dovadă și nerezolvarea dosarului 10 august, despre care vorbim în această emisiune, iată că practic putem pune un egal între PSD și PNL, chiar dacă PNL-ul are câțiva primari un pic mai gospodari, dar aceștia nu pot spăla rușinea partidului PNL. Îl salutăm pe Dani Oprican de la Diaspora Unită Ajută România, cu care se poate colabora extraordinar de bine. Este unul dintre cei mai serioși civici pe care i-am cunoscut. Servus, Dani, de unde ne scrii? Bună seara, bună seara tuturor. Sunt în mașină. Am oprit să vorbesc un pic cu dumneavoastră pentru că am fost invitat și vreau să văd care e atmosfera la voi în live. Da, sper să te simți bine. Cafea nu putem servi, dar sperăm data viitoare. Da, nu este nevoie. Da. Tu ești în Italia, așa-i? Da, sunt în Italia, sunt la Padova, da. Bravo, bravo. Uite, putem spune că noi vorbim despre România, dar suntem din patru ecrane, patru țări. Suedia, Basarabia, Germania și Italia. Frumos. În fine, Dani, tu știi detalii și despre 10 august și despre legile electorale. Comentează, te rog frumos, aceste două subiecte cât îți permiți, cât îți permite timpul. Da, despre 10 august am văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă și cred că presiunea publică, așa cum am tot repetat de nenumărate rânduri, este foarte importantă dacă suntem mulți care să o facem. Este important să la fiecare proiect de această natură, când este necesară să facem presiune, să ne unim forțele și să facem această presiune, pentru că vedeți că relativ dă speranțe că lucrurile se pot fi luate în calcul. Chiar dacă nu îmi fac iluzii cu această redeschidere a dosarului, că toate măsurile pe care noi le așteptam să fie luate pentru împotriva celor care au luat acele decizii în 10 august 2018, posibil să rămână din nou acest dosar la sertar și să se pună praful pe el, probabil până la cine știe. Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc la mai mult de atâta, să ajungă din nou să ne dea surprize neplăcute, dar este... Evident, este și anul alegerilor și nu se puteau pune foarte rău acum cu alegătorii aceste personaje care conduc România de atâtea zeci de ani, rotindu-se la putere ca să ne conducă interesele. Sper ca noi să înțelegem că trebuie să ne implicăm și să încercăm să fim cât mai mulți în momentele astea cheie, să luăm atitudine, pentru că numai astfel putem să mergem, să punem presiune și să putem să schimbăm lucrurile. Eu cam atâta vreau să spun despre 10 august, nu vreau să lungesc foarte mult discuția. Referitor la legile electorale, evident, noi am făcut multe demersuri, am făcut împreună și cu tine, Gabriel, și cu Ioan Mureșan, tot așa, din trei țări, împreună cu Duar. Dar problema este că deocamdată nu suntem luați în considerare și noi nu o să renunțăm. Asta le pot transmite eu celor care decid soarta acestei țări și acestor cetățeni ai României, că noi nu o să renunțăm. De-abia acum ne-am ambiționat mai tare. După cum bine știu, am creat și o platformă civică pe care vreau să o duc la acolo unde îmi doresc eu să am cât mai multe grupuri și asociații împreună, ca să putem în momentele astea cheie, când faci o inițiativă cetățenească, când va fi nevoie să mai facem presiune
pe alte nenorociri pe care le vor mai face și în viitor, pentru că nu cred că aici s-au terminat nenorocirile pentru acest popor, să fim mulți și să punem presiune mai mare pe ei, pentru că numai așa putem împreună să reușim să ducem lucrurile acolo unde ne dorim cu toții. Referitor la legislația electorală, revin, este foarte important ca noi să ne luptăm pentru legislația electorală, pentru că numai așa vom putea să schimbăm clasa politică actuală prin susținerea partidelor mici, dar aceste partide mici, dacă nu vor avea capacitatea de a intra în jocul electoral, pentru că nu vor reuși să strângă semnăturile necesare sau li se vor pune tot felul de piedici. Vedem că este un monopol al partidelor mari în momentul de față, care va trebui să-l spargem. Noi trebuie să ne luptăm pentru legislația electorală. Este fundamental ca această legislație să fie schimbată și îmbunătățită în favoarea candidaturii oricărui cetățean român conform Constituției. Chiar și un independent ca mine, dacă eu vreau să candidez un civic, un cetățean oarecare care vrea să candideze, trebuie să aibă toate condițiile necesare și posibilitatea să candideze. Nu trebuie să mai punem piedici la oameni să candideze. Sunt oameni foarte buni care se vor implica probabil pe viitor și acești oameni trebuie să fie încurajați și nu discriminați și împiedicați să candideze chiar și ca independenți dacă nu doresc să se implice în partide. Eu cred că implicarea noastră e bună, indiferent că vrem să rămânem independenți sau că vrem să aderăm la un partid sau altul. E important să ne implicăm, asta trebuie să susținem ideea asta și legea electorală este una dintre lucrurile fundamentale pe care noi trebuie neapărat să reușim să o modificăm. Vedeți ce se întâmplă cu strângerea semnăturilor electronice pe care noi o tot cerem de mult timp, da? Gabriel, știi foarte bine. Am tot cerut-o, ai cerut-o și tu, am cerut-o și noi, am cerut-o și împreună, am cerut-o tot timpul și în ultima scrisoare. Pare că unii pot să le strângă, unii poate să nu le strângă, nu se înțelege clar. Am întrebat mereu AEP-ul, domnule, spuneți-ne procedura clară, că cum se va desfășura strângerea acestor semnături. Nu au răspuns, nu doresc să răspundă. Mi se pare că deși cred că lucrează pentru altcineva și nu pentru noi. Le reamintesc că sunt în slujba cetățenilor și nu noi suntem în slujba lor, da? Deci ei sunt în slujba cetățenilor și trebuie să răspundă la absolut orice întrebare care vine din partea societății civile. Indiferent de ce natură este, sunt puși acolo să răspundă. Nu să tergiverseze lucrurile și să încurce mai rău decât au făcut-o până acum, da? Avem pretenții de la cei care vor veni în viitorul Parlament să pună lucrurile pe făgașul normalității. Sperăm măcar cât de cât să putem să lucrăm mai bine cu ei, să colaborăm mai bine cu următorul Parlament. Ambiguitatea asta din lege se pare că e băgată intenționat ca după aceea, după niște criterii de ei știute, pe unii să-i accepte și pe alții nu. Dar păzea, chiar zilele trecute, Republica Moldova a fost condamnată la CEDO pentru că Comisia Electorală Centrală de la noi, cu 3 zile înainte de alegeri, l-a scos din cursă pe un candidat, pretinzând cu nu știu ce probe inventate poliția că ar fi primit bani din Rusia. L-au scos din cursă, n-au putut demonstra chestia asta și acum guvernul e condamnat la CEDO. Nu-i doresc României să ia o astfel de condamnare. Exact. Eu vreau să mulțumesc că Dani, că ai făcut o retrospectivă. De fapt, votul electronic este cerut și de Partidul Verde, inclusiv prin vocea domnului Florin Călinescu, ceea ce este foarte în regulă. Ce am mai observat? Faptul că la aceste dezbateri publice online pe care noi le-am cerut acum câteva luni de zile, autoritatea electorală permanentă a început să le facă, dar cum? Anunță în ultima zi sau în ultimele două zile ca să nu mai ai ocazia să te înscrii și efectiv nu ți se dă niciun răspuns la, sau îți dă răspunsuri evazive la ceea ce tu soliciți înscris. Din punctul meu de vedere, și autoritatea electorală permanentă este viciată și, cum ai zis și tu, Dani, datoria noastră este ca să ne ambiționăm și mai mult, atât cei care sunt pe parte civică, cât și partidele mici, și să luptăm mai departe. Noi trebuie să trecem acum un test de maturitate la aceste alegeri și chiar dacă nu vom obține poate toată torta, dar măcar o feliuță trebuie să avem din partea noastră de democrație, urmând ca să cerem clasei politice care va fi instalată după alegerile parlamentare, să cerem liberalizarea legilor electorale. Mulțumesc mult, Daniel!
O seară bună, mulțumesc și eu, numai bine. Numai bine, ne vedem data viitoare. Salutare. Clasa politică ar trebui să fie reprezentativă pentru societate. Dar pragul electoral acum de 5% lasă sub prag pe cei care reprezintă niște grupuri mici de oameni. Și asta e grav și inadmisibil. Partidele noi nu poate să treacă acest prag electoral. Candidatii independenți sunt puși în condiții egale cu partidele. Cât trebuie să strângă un partid semnături pentru a candida? Tot așa un candidat independent. Unde s-a mai văzut atâta discriminare? Și e prevăzut de legea românească. Cum ziceți voi, trebuie aduse în conformitate cu prevederile standardelor europene de democrație și de participare. Iar numărul de semnături este enorm. L-au redus acum în jumătate cu ocazia pandemiei, dar oricum rămâne enorm. Un procent de număr de alegători. Trebuie neapărat intervenit și făcut mai flexibilă, mai posibilă participarea. Că altfel rămân numai barosanii cu bani și ne mirăm de comportamentul politicienilor. Pentru că asta e clasa politică. Niște moguli, niște latifundiari, niște șmecheri care te miri cum au obținut banii ce, dar oamenii fără averi, fără afaceri, fără interese, care vor doar să facă politică onestă, nu pot răzbate, nu pot nici să candideze. Stau în umbră și așteaptă condiții mai democratice, la 30 de ani de la de Revoluție și la 13 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Ok. Da, eu sunt curios ce se va întâmpla cu acest dosar care a fost viciat și mă refer la cel de la de 10 august. Mă scuzați, sunt și cu copii și sper să fie o presiune care este foarte necesară în această perioadă din partea societății civile și din partea partidelor politice care, profitând de faptul că există această campanie electorală în desfășurare, să fie cât mai vocali, nu neapărat pentru imaginea lor proprie, ci pentru o curățenie atât în justiție, chiar și în presă, fiindcă avem nevoie foarte mult de o presă cât mai independentă posibil, dar să nu piardă din vedere idealurile. Cred că astea contează. Eu unul am înscris la Partidul Verde și încerc să fac, chiar dacă am timpul puțin la dispoziție, să mă concentrez pe obiective și cred că obiectivele, idealurile mele personale, să zic așa, se confundă cu cele ale Partidului Verde și cu asociațiile civice cu care rezonez. Și asta fiind spuse, rog frumos să comentați și voi aceste aspecte. Hai, Eugen, că ai tot tăcut. Din partea partidelor politice, cine să ia atitudine? PNL-ul e la guvernare acum și de ochii lumii au redeschis dosarul, iar USR-ul, care, să zicem, este al treilea partid ca și procent, pe ei, din câte văd, nici măcar nu interesează. Atunci cine ar mai putea să ia atitudine? Poate societatea civilă. Societatea civilă, la ora actuală, ce poate să facă? Nu poate să facă meeting, să facă protest, să facă mai știu eu ce alte presiuni. Doar niște flash mob-uri online ceva. Da, scrisoare, flash mob online, pedalare cum vrem noi verzi să o facem, dar problema justiției românești e că depinde de mofturile politice, de guvernare. Când justiția ar trebui să fie total oarbă și rece la pretențiile politice. Ar trebui să funcționeze ca un mecanism de neoprit. Și dacă a fost o plângere, să se termine cu dosar trimis în judecată sau cu clasare. Ei 2 ani l-au copt ca să dea o clasare ca după aceea să se răzgândească. Ce facem? Ne jucăm de-a justiția? Deci, Oleg, ce să zic? Toate instituțiile statului care sunt conduse politic, părerea mea că toate sunt la pământ.
din oricare instituție și din oricare organizație sau nu știu cum să-i spun, vrei să o luăm în parte și sunt conduse de stat, se vrea doar a se aduna bani și bani și bani și bani și atât. Dau un exemplu la mine în Alba, societatea de canalizare, apă canal, este subordonată Consiliului Județean. Președintele acestei societăți este un fost senator sau deputat, nu știu exact ce funcție a avut, Ștefan Bardan. Bun, pus acolo să facă ce? Canalizarea din oraș e praf. Orice ploaie îți trebuie parcă ca în Veneția. Dar nu uită la sfârșit de an să-și treacă în conturi câte o primă care depășește 10.000 de euro la un director. Bani luați din buzunarul oamenilor și investiți unde? În prime. Exact la fel se face în agențiile de mediu, exact la fel se face în agențiile de la APE și așa mai departe. Deci orice ai luat din statul român, care e subordonat politic și ei știu pe care trebuie să le lași subordonate politic, toate vor fi așa. Adică nu vor face nimic, totul va fi scump, iar noi vom fi, cum am fost, la pământ și în continuare. Simpatizantul nostru de la Ploiești, Cristian Marin, zice: partidelor clasice le este frică să nu piardă ciolanul. De aceea nu vor nici votul electronic, cu toate că se bat cu pumnul în piept, că nu mai pot de grija noastră. Și acum, în condiții de pandemie, era musai să iasă, să explice și să spună: oameni buni, nu ieșiți în stradă, nu puneți mâna pe pix, pe tableta aceea de strâns semnături, ci creați o astfel de platformă sau să creeze ei, chiar autoritatea cea electorală permanentă. Creează o platformă și zi, să pui acolo rubrica să poți alege partidul și să poată semna, omul să aibă încredere că e o structură de stat și că nu colectează date personale cineva neautorizat. Nu, da, n-au vrut. În moment... Mă scuzați, așa este când ai copii. Sper să intre în momentul... Un domn cât de curând. Apropo, hai să vorbim puțin despre un pic mai aplicat despre strângerea de semnături. Care este atmosfera pe stradă, Oleg? Oamenii sunt foarte dezamăgiți de clasa politică în general. Sunt speriați de COVID și nu prea au încredere în omul, chiar dacă e cu mască pe figură, cu mănuși și are și sticla cu spirit lângă el și îi asigură că își dezinfectează pixul. Foarte rar se apropie 3, 4, 5 semnături pe oră. Se apropie omul să semneze pentru tine. Unii nu știu că se poate semna pentru oricâte partide și pentru toți candidații din lume. În Republica Moldova nu-i voie. Și e aberant ce se întâmplă acolo. În România, măcar atâta lucru e bun, că un cetățean poate susține toate partidele posibile să candideze, ca după ce să aibă de unde alege, ca să-i poată vedea în campanie electorală, să le poată compara doctrinele, programele electorale și să aibă de unde alege. Asta e ideea, ca orice cetățean să poată semna. Totuși, e descurajant să-i ceri o grămadă de date personale omului. Nume, prenume, adresa de domiciliu, numărul, seria buletinului, data nașterii. O grămadă de date personale. Să-i dai omului pe stradă, nu oricine se încumătă. Și trebuie schimbat cumva, trebuie făcut. Acum cu semnătura online e mai ușor. Chiar dacă dă omul datele personale, dar vede că e o autoritate, vede că e un site oficial, vede că îi dă unui partid în care are încredere, dar atenție, se cere copia buletinului. Dar acolo apare și CNP, adică toate datele personale apar acolo. Și CNP și numărul seria buletinului și adresa de acasă, totul. Da, eu aș vrea să mă retrag dacă se poate. Da. Numai bine, vă doresc la toți o seară bună și ne vedem data viitoare. Mersi mult, Eugene, de participare.
Îi spun bun venit lui Daniel Nu aveți de ce. și Silviei. Noi vom continua. Salutare, salutare. Doamnele, primele, chiar dacă au venit ultimele. Daniel, te rog să Da, e foarte frumos. Servus, Silvia, și tu ești în Italia. Spune de părerele tale despre 10 august, fiindcă am înțeles că ai fost acolo, în piață. Și cum te-a afectat acest nerezolvarea de fapt acestui dosar și spune-le câteva lucruri despre legile electorale și această surpriză pe ultima 100 de metri referitor la colectarea semnăturilor online. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cum să mă afecteze pe mine? Ca pe toți cei care am fost în piață în 10 august, m-am dus special, evident, ca să particip la această mare surpriză pe care ne-au pregătit-o, ne-o pregătiseră PSD-ul din România. Mă așteptam, recunosc, să întâlnesc mai mulți diasporeni, cum ni se spune, în la momentul la care eu am ajuns în piață. Nu era suficient lume. Mă surprinsese că era chiar puțină lume, apoi încet, încet s-a mai adunat. Nu m-aș fi așteptat vreodată cum să mi se întâmple așa ceva la mine acasă, să fim primiți cu atâta dușmănie, cu atâta ură. Apoi au început la un moment dat din senin să arunce cu gaz. Am acolo o mulțime de persoane în zona în care mă găseam, înspre muzeul Antipa, unde erau și femei cu copii. În mod ciudat au aruncat chiar acolo în zona în care eram, la girafă. Și apoi din ce în ce mai des. În mod surprinzător, iarăși pentru mine, cu cât aruncau mai multe, cu atât lumea se îndrăgea mai tare și au început să vină mai multe persoane în piață. Bucureșteni vorbesc. A fost oribil, ce să spun, oribil, oribil. O amintire teribilă pentru mine, care sunt și bucureșteancă. Eram cu mai multe persoane, prieteni acolo în piață, nu se putea respira. Nu aveam, în primul, mi-aduc foarte bine aminte că îmi căutam sora pe acolo și alți prieteni de care mă pierdusem, nu aveam câmp, nu puteam să dăm un telefon. N-am putut să trimitem un singur e-mail, dacă vă aduceți aminte. Nu funcționa nimic, era un bruiaj în toată piața care ne împiedica să luăm legătura unii cu alții. Încercau să ne izoleze în piață. Oribil. Am plecat când n-am mai putut să mai respir, când nu mai puteam să-mi țin ochii deschiși. Am fost foarte surprinsă, ca și acum, la fel de puțin plăcut surprinsă, să văd în drumul retragerii mele mulți tineri bucureșteni care erau la terase și beau liniștiți câte o berică și stăteau la șuieturi, se uitau la noi de parcă eram căzuți de pe lună, adică ce căutați băi acolo? Nu vi s-a spus să nu vă duceți? E adevărat, nu știu dacă vă aduceți aminte, noi am fost avertizați, cel puțin eu primeam frecvent avertismente să nu plecăm în România, pentru că o să iasă rău. Primeam tot felul de, înainte să ajung în București, avertismente din partea cunoscuților care erau pro-PSD și am crezut că este o tentativă de a ne eșua demersul nostru, să ne regăsim ca cetățeni de drept în piață. Ei bine, era absolut adevărat. Știau foarte bine și ne îndemnau așa prietenește să nu ne ducem pentru că o să iasă rău, așa a ieșit rău. Am fost și a doua seară în piață,
am fost și a treia seară în piață, când lucrurile erau cu totul altfel, cu totul altfel. Eram la fel de pașnici ca în 10 august și nu s-a mai întâmplat nimic, nimeni nu a mai făcut nimic rău. Oribil. Este una dintre amintirile cele mai grele care mi s-au întâmplat în viață. Poftim? Scuze, Silvia, scuze că întrerupt asta și se datorează faptului că în cadrul dispozitivului respectiv, unul dintre comandanții de top al acestui dispozitiv avea și experiență din teatrele de operații, mai precis din Kosovo, de la Priștina, unde a operat în același mod. Am să vă spun o chestie despre mine care oricum o să fie publică în cazul în care... Da, arată-te să te vedem acum. Da, scuze, m-am pierdut în discuție. Am să vă spun că eu am fost în Priștina în acea perioadă, eu fiind veteran din teatrele de operații, și eram la câțiva kilometri distanță în momentul în care se întâmplau aceste lucruri. Puteți vedea, puteți da chiar dumneavoastră în Google să vedeți Cucoș, dacă nu mă înșel, așa îl chema, să vedeți CV-ul impresionant al acestui domn. Eu unul personal l-am găsit și l-am dat la un jurnalist ca să-l facă public. Dar nu discutăm de acest lucru acum. Haideți să-l salutăm pe Daniel, fiindcă așteaptă de ceva salutare, vreme. Salutare, bună seara tuturor! Bună seara! Servus, Daniel! Bună seara! Mă scuz că te-am pus un pic să aștepți, dar am dat întâietate doamne și după foarte care... Foarte frumos, așa e normal. Să le respectăm în prima dată doamnele și apoi să încercăm și noi. Dacă spui de 10 august, eu unul, să zicem, am fost afectat direct, am participat puțin. La început aveam soția gravidă și am revenit acasă, dar totul am văzut premeditat. Dimineața am trecut prin zona Victoriei, Piaței Victoriei, și totul era pregătit ca de război. Jandarmeria pregătise gardurile, pregătise tunurile, erau în dispozitive, pregătiseră totul și făceau, să zicem, simulări. Dinainte de a începe, să zicem, respectiva nebunie care a fost. A fost o umilire a diasporei, a fost o umilire a tuturor. Tot ce pot să spun, am plâns că n-am putut să fiu acolo în momentul respectiv, m-am dus a doua zi a fost totul pașnic, dar în ziua de 10 august a fost totul premeditat. E părerea mea că totul e premeditat și a fost început de dimineață, făcute instrucție cu cei care erau acolo, făcute simulări, până seara au pus în aplicare tot ceea ce au gândit. Au vrut să umilească diaspora. Acum, mai mult de atât, sincer să fiu... Da, exact. Eu asta o văd. O umilire a diasporei și o umilire a oamenilor în general. Da. Ai dreptate aici, fiindcă prin intermediul internetului am reușit să observ niște chestii foarte, nu că ciudate, care mi-au atras atenția. Ministerul Afacerilor Externe a achiziționat logistică militară, după care a apărut prin presă multe unități de jandarmi și au intensificat pregătirile operative, ceea ce însemna clar, foarte clar, că urmează să se pregătească pentru ceva. Această pregătire a lor, nu am niciun dubiu, a fost plănuită cu mult timp înainte. Și vă spun încă o chestie, apropo de experiența mea profesională, este faptul că rețineți orice, să zic, organizație militară sau înaltă, își trimite oamenii în celălalt teritoriu. Așa se explică faptul că ei aveau oameni, de fapt, și în interiorul protestatarilor. Deci este o chestie normală și ei când spun, de fapt, jandarmeria că noi nu am fost, n-am avut, ei, de fapt, mint. Manualele militare spun negru pe alb ce trebuie să faci. Oricare este, are cât de cât o experiență din punctul ăsta de vedere, sau oricine este curios poate vedea că acest lucru este, de fapt, manualul unor organizații militare.
Bun, haideți să discutăm despre... Pot să mai adaug un lucru? Da. Un singur lucru care știu că m-a șocat foarte tare. Era privirea plină de ură feroce a unora dintre ei către noi. Nu cred că am să uit vreodată privirea unuia, așa zis, jandarm, care jandarm, că nu aveau instinctivele, erau acoperite, nu știai și bine clădiți așa, nu știai exact cine sunt, dar aveau o ură feroce, nejustificată, împotriva unor cetățeni pașnici care erau nenarmați. Eu am fost și în 89 în piață, în București. E adevărat, m-am retras înainte de căderea nopții. Erau soldații care ne priveau, pe noi tinerii care eram în piață, dar eu asemenea privire plină de dușmănie n-am întâlnit niciodată și sper să nici nu mai văd. Da, eu cred că erau bine preparați, să zic așa, mental, și acest lucru se poate întâmpla dacă există, să zic, acel comandant care face aceste pregătiri. Și trebuie să mai spunem încă o chestie, faptul că acești oameni, mulți dintre ei, au această capacitate de a impulsiona oamenii. De fapt, acest lucru se întâmplă. Daniel, spune-ne cum vezi tu legile electorale în condițiile în care avem o surpriză, poate, eu sper ca toate partidele participante în această cursă electorală să poată să strângă online semnăturile. Dar iată că doar unul sau două partide au reușit acest lucru. Cum îți explici acest lucru și neconcordanță cu ceea ce spune autoritatea electorală permanentă? Partea cu online, din punctul de vedere, a început târziu. Trebuia recunoscută de la început, era vremuri, știm cu toții această pandemie, știm cu toții că toată lumea interacționează mai greu. Online-ul trebuia să fie din start principalul, să zicem, canal pentru aceste semnături. Și nu numai. Se putea face chestia asta și se încerca. Ei au, cum sunt ferm convins că partidele mari, că e PSD-ul, că e PNL-ul, că e USR-ul, care sunt la guvernare și care au niște fonduri în spate, au mers pe premiza, nu ne interesează oricum, pentru noi online-ul nu e atât de important. Chiar dacă cei de la USR făceau și ziceau că mereu de online, ei oricum se bazau pe strângerea de semnături. Și-au dat seama la un moment dat, cam toate partidele, că nu au timp sau în anumite orașe, în anumite zone în care oricum depopularea este la un nivel, zicem, orășele mici, și n-au timp să strângă aceste semnături, și acum au pus-o pentru online. Acum nu știu cât se vor adapta la acest online. Că dacă acest online era dinainte cunoscut, eu sunt ferm convins că toate partidele aderau la el. Dar fiind așa pus pe ultima sută de metri, e mai greu. Tu faci o observație bună. Tu mă faci să înțeleg că PSD-ul nu a avut forța și PNL-ul necesară să adune 100.000 de semnături pe hârtie? Și atunci, este o pistă, este observație. În anumite localități sunt ferm convins că n-au mai putut, nu sunt orașe care PSD-ul pur și simplu nu mai are valoare. PNL-ul poate la fel. Și și-au dat seama de chestia asta și au încercat pe cât posibil să adune semnăturile online. Chiar nu-mi dau seama, dar oricum semnăturile fizic se adună mult mai greu în perioada asta. Nu poți să interacționezi cu omul. Există acea teamă, chiar dacă tu ești, să zicem, protejat. Eu unul am participat la aceste strângeri de semnături și doar faptul că spuneam de Florin Călinescu, de Proiectul Verde, să zicem, dădea un imbold. Dar multă lume ocolea tocmai din motivul ăsta că suntem distanțare socială, suntem, să zicem, nu mai empatizăm, aveam acea mască pe față și nu știm, omul zâmbește, omul e supărat. Și în momentul respectiv e mult mai greu în momentul ăsta să interacționezi cu omul, să-ți dea o semnătură. Chiar dacă pentru el e mult mai ușor. Plus că nu a fost făcut cunoscut faptul, nu s-a cunoscut sau nu s-a mediatizat foarte mult că aceste semnături
pot fi date pentru orice partid, nu pentru unul singur. Mi-au zis oameni, am semnat pentru X, nu pot să semnez pentru tine. Păi știți, puteți să semnați pentru orice partid, e dreptul dumneavoastră, adică nu trebuie neapărat ai semnat pentru un partid și rămâne așa. Cred că aici se pierde foarte mult. Mediatizarea da, observația ta este foarte bună. De fapt, pe fondul acestor scandaluri din această perioadă, este posibil ca și PSD-ul și PNL-ul, adică Alianța USL, să scadă în interesul electoral și pe care de consecință lumea n-a mai semnat cum semna odată, nici măcar la comandă. Și atunci probabil au improvizat pe ultima sută de metri și au spus ok, dăm drumul la semnatul online și cine se mișcă mai repede. Și uite așa ne trezim că nu există nici popularizare, nici pe... Eu n-am văzut astăzi, dau un exemplu, deși am văzut ieri știrea, n-am văzut pe televiziune știrea că poți semna online și practic trebuie să te orientezi ca să supraviețuiești, vorba aia. Deci practic este o junglă politică. Da, a fost făcută pe ultima metri, scuze, dar s-a dorit chestia asta, că se putea, se știa de foarte mult timp că vor să facă să aceste alegeri pe 27. S-au amânat toate alegerile, se știa că e pandemie. Dacă tot exista acest cadru și se putea pune semnătura online, de ce nu a făcut-o de la început? De ce au așteptat atâta? Exact. Asta exact. Nu înțeleg. Adică se putea, adică exista cadrul necesar. Aici, aici nu văd eu legătura. Eu cred că au făcut niște calcule de care și USR-ul avea cunoștință. De ce? Tocmai ca să nu intre alți competitori electorali în cursă, cum este Partidul Verde sau alte partide, cum este Partidul Oamenilor Liber. Dar văzându-se că sunt în offside toate partidele, ce au zis? Trebuie să facem asta. De ce? Fiindcă și USR-ul are oameni în Comisia Electorală, de celelalte partide mari să nu mai vorbim. Silvia, cum vezi tu rezolvarea acestui lucru până la parlamentare? Fiindcă bănuiesc că acum s-a dat drumul la strângere de semnături online, pe ultima 100 de metri. Cine scapă de aceste baremuri, bine, cine nu, nu. Dar eu cred că Partidul Verde poate să aibă acel soft sau eu știu ce o mai fi, ce mai inventează cei care fac legile electorale, să putem semna pentru parlamentare. Să vedem dacă vor fi înregistrate semnăturile astea colectate online. Că e mare riscul să investești speranță și după aceea să te trezești cu respingere, pe motiv că nu e destul de securizat softul sau ceva. Să găsească ei un pretext. Că am zis, legea e neclară. Exact, o să fie cu bască sau fără bască, cu mască sau fără mască. Da. Absolut. Cine se aștepta ca în ultima în ultimul moment să apară această soluție salvatoare să spunem așa pentru noi în definitiv, pentru că deși îți facilitează un drept pe care l-ai constituțional, este invitațional să te duci să participi la asemenea acțiuni. Nu știu ce să spun despre asta, dacă l-au gândit înainte și l-au scos din mânecă așa, ca să spună că de fapt l-au făcut, dar iată, nu a fost bine primit, n-a fost folosit de către cetățeni. De ce să mai facem noi vot online și în alte ocazii când chestiunea asta nu este nici suficient de binecunoscută, nici folosită sau nici sigură, cum spune Oleg. Ce să spun? Adevărul este că în acest moment toate jocurile astea, alianțe peste noapte, treceri de la un partid la altul, în grup, la grămadă, primari PSD-iști pus pe listă, PNL, toate aceste modificări peste noapte creează atâta neîncredere, așa o surpriză neplăcută
așa o neînțelegere a lucrurilor, că nu mai știi nici ce să crezi. Poate să fie o chestiune bine gândită, în sensul că s-a hotărât pe ultima sută de metri totuși să se facă alegeri în 27, totuși să se meargă înainte, dar nu vii cu chestiunea asta scoasă așa ca pe o... în fine, parcă ai vrea să o discreditezi. Poate că nici nu-i făcută cu intenție toată chestiunea asta. Poate că e făcută cu picioare în loc să fie făcută cu capul. Nu m-aș mira. Deci nu cred că contează ce aveau ei în cap când au făcut chestia asta. Contează ce efect are, ce importanță are, unde va duce această chestiune, să fim pregătiți să reacționăm în funcție de capcanele care ne sunt pregătite la picior pe parcurs. Poate fi și asta, nu știu. Important e să fim vigilenți și să creștem atenția, cum se spune, și să participăm cât mai mulți. Pentru mine, apropo de asta, a fost o surpriză foarte neplăcută, numărul extrem de mic de persoane care s-a înscris la vot online. Nu mă așteptam vreodată ca atât de puțini cetățeni să se înscrie la un vot atât de simplu. Ți-l trimit la nas, cum ar veni. Este extrem de simplu, de civilizat. Am votat online și rândul trecut. Votul meu a ajuns, n-am așa al meu și al fiului meu. Deci v-ați înregistrat online, dar ați votat prin plic, prin poștă. Da, prin poștă, dar oricum lumea spune, nu votez prin poștă pentru că nu mi-ajunge plicul. Nu e adevărat. Plicurile, toți cei pe care îi cunosc și-au votat prin corespondență, exact. Toate plicurile au ajuns la destinație. Exact. Plus că oricum putem să verifici parcursul. Chiar am pus link-ul, poate să vadă toată lumea. Rog frumos să distribuiți live-urile verde în față. Încercăm să vorbim noi ca oameni simpli. Eu nu sunt voluntar, Oleg iară la fel, toți cei care sunt invitați în emisiune, majoritatea dintre ei, să zic, nu neapărat toți, suntem voluntari și uite că mergem mai departe. Ne întreabă Cornel, cum putem face ca să fim mai mulți membri ai Partidului Verde care să urmărească această misiune verde în față? Simplu, dragilor, distribuind colegilor și fiecare filială, rog frumos, faceți, transmiteți-mi chiar mie personal sau la lui Oleg măcar 2-3 reprezentanți de la fiecare filială, mă rog, hai să zicem pe județ, da, și pe diaspora. Pe diaspora puteți deja conta că treaba este rezolvată. Din fiecare județ, rog frumos 2-3 persoane de contact care să lucrăm pe partea de online. Și în loc să fim 20, 30, 40, vă garantez că dacă vom avea o puțină disciplină, vom fi câteva sute sau de ce nu chiar să sărim de 1000 de persoane, de vizualizări, bineînțeles, asta fără acordul gurului Florin Călinescu. Daniel, mai câteva cuvinte de spus înainte să închidem? Nu. Nu, mă bucur că am intrat în discuție cu voi, mă bucur că sunteți verzi, mă bucur că am venit la verzi, adică îmi place proiectul verzilor. Sper să lege ceva de proiectul ăsta. Mi se pun bețe în roate. Acum, știi cum e, cu Dumnezeu înainte. Eu sper să reușim și îmi doresc să reușim să fim, să contăm și să putem să schimba legi. E mai important ca orice. Să putem schimba legi. Degeaba ieșim în stradă, degeaba țipăm dacă avem cea mai mare putere din punctul de vedere să poți schimba legi. Asta e problema. Da. Mulțumim mult. O să ultimul cuvânt dintre invitați o să aibă Silvia. Oleg, te rog frumos, cum vezi tu rezolvarea mobilizării la vot, ca să-l completăm pe colegul din Argeș, Cornel, și pe ceilalți colegi care ne urmăresc și simpatizanții Partidului Verde? Păi, problema e că alegătorii, cetățenii, vor să meargă la vot, chiar dacă nu sunt se în diaspora. Nu se aude. Da, scuze, am apăsat butonul. Problema e că alegătorii vor să meargă la vot, chiar dacă sunt în diaspora, chiar dacă au de făcut sute sau mii de kilometri până la următoarea secție de votare.
dar oamenii vor să iasă la vot, numai că nu se îngrijesc de acest vot din timp, ca să-și anunțe prezența într-o zonă, ca să oblige autoritatea să-i deschidă secția de votare cât mai aproape de el sau de ea, ca să ușureze munca statului, pornind de la premisa că statul vrea să-l ajute. Și iată, la fel cu Republica Moldova. Am vrut să mă înregistrez din nou ca să particip la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Am constatat că sunt deja înregistrat de acum 2 ani, când am participat altă dată la alegeri, dar că basarabeni din București suntem 122 de tot și de tot basarabeni din România se înregistrați 3.000, când se știe că zeci sau sute de mii de basarabeni locuiesc în România și au drept de vot și pot să participe la alegerile din Republica Moldova. Dar nu-și dau interesul, nu anunță despre asta autoritățile și autoritățile nu știu unde e mai bine să deschidă secții de votare. Mai rău, acum președinte fiind Dodon și având și un guvern al lui tot socialist, nici nu prea are de gând să deschidă secții de votare peste hotare, cu pretext că e pandemie și că guvernele au refuzat sau stau la îndoială și atunci face și el o economie și un plus de voturi din Transnistria, din Rusia, de unde mai are el voturi asigurate. Revenind la oile noastre, prietenul nostru Cristian Marin de la Ploiești zice: aici, în Ploiești, USR cu PNL sunt în singur gând, o singură voință, să facă knockout PSD-ul. Nimic despre Ploiești, Prahova, nimic despre problemele oamenilor de aici. Deci iată să nu pășim și noi pe calea acelor partide care, încrâncenate fiind în lupta cu dușmanii, să uităm de alegători, să uităm de problemele oamenilor vii și reali. Mulțumesc pentru oportunitatea de a participa în această emisiune. Mulțumesc, colegul Oleg. O să-mi faci un feedback mai târziu, ca și proaspăt ucenic, să zic așa. Silvia, dragă, un ultim gând. Ce mesaj le-ai transmite celor care se gândesc să nu meargă la vot? De ce ar trebui să meargă la vot? Și de ce ar alege Partidul Verde? Și îl salutăm pe Radu Sumănaru, care a făcut un comentariu bun. Silvia, te rog. Ce gând să am? Să meargă la vot, pentru că măcar după aceea, dacă nu merge, nu se prezintă la vot, n-au niciun motiv și niciun drept să se plângă că e rău. Deci cine nu participă, așa cum ai spus tu, Gabi, mai devreme, suntem oameni simpli, dar în primul rând avem haine de cetățeni. Trebuie să înțelegem că avem și obligații și drepturi și atunci când te simți cetățean, te simți motivat să ai și pretenții, nu numai că îți vezi de obligațiile pe care le ai în calitate de cetățean. Vreau să adaug ceva la ce povestea Oleg mai devreme în privința multor cetățeni, din păcate, din Basarabia, care au luat cetățenie română și care au luat-o pentru alte motive, nu ca să meargă neapărat la vot, ci ca să meargă în Uniunea Europeană să muncească. Și dacă te întâlnești cu ei pe stradă, nu cu toți, dar cu mulți dintre ei, îți spun că ei nu sunt români și că ei nu știu românește și că nu-i interesează viața politică. Pe unii dintre studenți basarabeni pe care eu am întâlnit aici la Milano, sunt chestiuni și astea care țin tot de cetățenie. Educația civică ar trebui să se facă, sau măcar să ne ocupăm noi de ea din când în când, Gabi și Oleg, să mai facem câteva emisiuni de genul ăsta, să mai ridicăm un pic conștiința fiecăruia dintre noi. De ce? Pentru că suntem foarte importanți. Daniel, ai spus că nu contează că mergem în piață, că nu contează, orice vorbă contează, orice gând contează, orice invitație contează la acțiune și la acțiune împreună. E adevărat că puterea, indiferent care e, încearcă să ne convingă că lucrurile astea n-au niciun fel de importanță și că noi nu suntem nici măcar cât un fir de nisip. Nu e adevărat. Apropo de Partidul Verde, care este un partid nou în România, deci tânăr, așa, și care este un partid feminist, invitația mea către
toate femeile din diaspora și din România este să meargă neapărat la vot. Pentru că dacă noi am conștientizat cât suntem de importante și ce multă putere avem, o jumătate de zi, dacă ne-am oprit din activitate noi femeile, i-am învățat noi pe ăștia bărbații care sunt la putere ce înseamnă cuvântul nostru. Așa încât, fetelor, vă rog frumos, ieșiți la vot, ieșim împreună și ținem aproape. Mulțumesc! Bravo. Bravo, bravo, Silvia. Mulțumesc mult, Daniel. Mulțumesc și mulțumesc lui Eugen că a intrat. Oleg, noi ne vorbim probabil în seara asta, dacă nu mâine. Vă mulțumesc tuturor. Urmăriți luni, miercuri și vineri emisiunile de pe platforma politico-civică a Partidului Verde, care se numește Verde în Față. Eu sunt Gabriel Ursescu, vă salut, toată lumea la vot. Cei din diaspora să se înscrie pe votstrănătate.ro. Numai bine tuturor, o seară plăcută. La revedere!